apropiind de finalul partidei, Flacăra Mării încă nu a reușit să aibă reacția pe care o să aștepta suportrii. Gol, gol, iată, m-a contrazis Alin Neguț în minutul 86. Înainte de finalul jocului, iată acum jocul se încinge. Centrare și gol, Flacăra! Alin Neguț de lovitura în acest final de joc. Este 2-1 pentru Flacăra Moreni. Țânțaru. Acesta de altfel a marcat un gol foarte... Iată acum o fază periculoasă și resping acolo jucătorul de la Urban Titu, Alex Negrea, Alex Negrea, Alex Negrea, gol! 2-1 pentru Flacăra Moreni! Iată gol! Gol Alexandru Oprea! Minutul 87 aici pe stadionul din Moreni. Plăcintă pe poartă și gol! Extraordinar! Minutul 33 de la 35-38 de metri, într-adevăr. Laurențiu Plăcintă, iată, deschide scorul, surprinde avans. Iată morenarii și extraordinar, doamnă, extraordinar! Extraordinar, bine că era 3-1, că iată în minutul 50, 90 plus 5, Timocte marchează și reduce din handicap când Flacăra Moreni se afla în numai 8 jucători. Paraschiv, Vasile Petre și George Preda lipsesc numai puțin decât 4 jucători. Iată gol! Echipa din Moreni deschide scorul chiar în minutul 2 după o fază prelungită. Autor de sculțu, vizitatorii, iată un șut frumos al lui Drăgan, este 4-2, un eurogol, o execuție de gen. Flacăra a condus tot timpul ostilitățile, Morenarii având chiar 4-1 pe tabelă, după golurile marcate de Drăgan, Tocan, Plăcintă și Neaga, ultimul marcând în proprie poartă, dat prin Pahonțu de două ori și Blas. După victoria de ieri, Flacăra. Roman cu roșu de minutul 12. Mihai Plăcintă, iată o fază! Și Drăgan deschide scorul. Flacăra Moreni, iese tumar. Acum iese la balon. Este tatonat de doi jucători. A mai făcut o mișcare în plus. Argeșenii s-au regrupat. Alin Neguț în suprafața de pedeapsă, centrare în gura porții și este 1-0! Gol pentru Flacăra Moreni! Până acum juca fundaș la echipa morenară, dar acum evoluează un fel de mijlocaș. Este acum o fază periculoasă pentru echipa noastră și gol! Drăgan marchează pentru 2-0. Ploiești, Giurgiu pe Astra 2, Giurgiu și Dâmbovița pe Flacăra Moreni. Iată-l pe gol!
dublă pentru Iulian Drăgan. Bara cu un șut de la circa 27 de metri, contraatac Flacăra. Iulian Drăgan a intrat în suprafață de pedeapsă, șut, gol! Iulian Drăgan marchează pentru 4-0. Se apropie de plăcintă Mihai de balon Mihai Plăcintă, șut și gol! Gol Flacăra Moreni, 1-0. Gol! Nebunie aici la Moreni, 2-0 după un meci spectaculos, după un gol spectaculos reușit de Mihai. Drăgan driblează acolo bine, Drăgan rămâne la balon, lasă Negrea pe Drăgan, șut și gol! 3-0, Alex. Cupa noastră, Cernea se pregătește să execută lovitura de la colț, iată și gol! Deschidere rapidă de scor aici la Moreni. Ajutat de Mihaiță, noroc din Botoșani și la cealaltă tușă este... Mă opresc acum și la poartă și gol! Gol Mihai agentul viu al echipei noastre, nu a fost offside pe Negoț. Negoț intră în suprafață de pedeapsă, să vedem cum se va descurca Negoșul și gol! Din nou gol pentru echipa noastră, dragi prieteni, este 3-0 în minutul 10. Aplauze din partea publicului Morenar, care între timp au mai venit câțiva spectatori. Iată-l pe Negoț, o centrare și gol! Cuplul letal al lui Gabi Paraschiv, Drăgan. Această acțiune pentru echipa noastră, pasă pe stânga pentru Drăgan. Drăgan încearcă un șut la poartă, șut și gol! În acest moment se îndreaptă spre balon, un pas, 2-3 și este 6-0. Așadar 6-0 în acest minut, 82, dragi prieteni. Sigur. 6-0, un scor care îmi scutește de orice comentarii, 7-0 pentru echipa noastră. Flacăra Moreni termină în triumf această ediție de campionat.